dacă vrem să avem rezultate mai bune în viața noastră, fie că e vorba de oamenii din jurul nostru, fie că e vorba de lucrurile care ni se întâmplă, obiceiurile pe care le avem, evenimentele care ni se întâmplă, trebuie să învățăm să facem ceva în privința asta. Citatele motivaționale nu o să facă nimic, videoclipurile pe care eu le postez nu o să facă nimic, cărțile pe care le citim nu o să facă nimic până noi nu facem ceva în privința asta, până fiecare dintre noi acceptă că este responsabilitatea lui și doar a lui să facă ceva pentru fericirea lui. Nimeni nu este dator să-ți ofere ție nimic, indiferent de cât de mulți oameni sunt vinovați pentru situația în care te afli. Pentru că este foarte posibil ca alții să fie vinovați pentru problemele care ți se întâmplă. Dacă tu o să te întorci la ei și o să arăți cu degetul spre ei și o să spui este vina ta, nimic nu o să se întâmple. Singurul om către care poți să arăți un deget ești tu și să spui este responsabilitatea ta să faci ceva în privința asta. Chiar dacă nu este vina ta pentru locul sau oamenii care sunt în jurul tău. Dacă ești înconjurat de oameni care nu-ți plac, schimbă-i, pleacă de acolo. Du-te, caută niște locuri mai bune. Dacă nu găsești oameni mai buni, găsește niște cărți bune. Învață să le citești, să-ți dezvolți mintea. Dacă ești într-o relație care nu-ți place, învață să privești greșelile care se tot repetă în relația ta. Și fă ceva în privința lor. Caută o soluție împreună cu omul ăla și dacă omul ăla nu vrea să caute o soluție împreună cu tine, înseamnă că nu este oricum omul potrivit pentru tine. Și înainte să schimbi o relație, învață să te schimbi pe tine. Pentru că indiferent de cât de multe relații ai schimbat, dacă problema e la tine, nimic nu o să se schimbe. Dacă cauți relații doar pentru că vrei să cauți iubire, cauți lucruri greșit. Că e ca și cum te duci la ziua cuiva și te-ai aștepta ca tu să primești un cadou. În momentul în care intri într-o relație, trebuie să intri pentru că vrei să oferi, nu ca să primești. Pentru că asta e de obicei problema care se întâmplă în momentele în care nu ne mai simțim bine într-o relație. Pentru că nu mai primim. Pentru că noi am mers acolo ca să primim, nu ca să oferim. Trebuie să facem ceva în privința noastră, în privința vieții noastre, în privința fericirii noastre, în privința lucrurilor care ne fac pe noi să ne simțim bine. Pentru că am așteptat prea mult să încercăm să luăm de la alții ceea ce avem noi nevoie. Dacă vrei să fii fericit, poți să fii, oricând. Trebuie doar să ai curajul să-ți asumi asta și să accepți că e responsabilitatea ta să faci ceva în privința asta. Cele mai rele lucruri pot fi cele mai bune lucruri care ți s-au întâmplat vreodată. Trebuie doar să înveți să faci ceva în privința lor. Pentru că nu o să-ți dai niciodată seama cât de multă putere se ascunde în tine până nu o să fii nevoit să-ți folosești puterea aia. Dar nu o să o folosești niciodată dacă tu rămâi pe loc. Nu o să poți, nu o să ai ocazia. Știu că ți-e frică. Dar faptul că ți-e frică nu trebuie să fie niciodată o scuză ca să nu începi să faci lucrurile care te fac fericit. Nu trebuie să fie niciodată o scuză ca să nu începi să faci pași spre direcția spre care vrei să mergi. Știu că ți-e frică. Dar oamenii curajoși nu sunt oamenii fără frică, ci sunt oamenii care n-au lăsat frica să stea în calea lor.